Clădirea fostului centru de transfuzii sanguine din Țiglina 1 a devenit o agresiune de nesuportat pentru locatarii de la blocurile din zona. Mirosul și grămezile de mizerie deranjează locatarii de câțiva ani, dar nu și autoritățile locale. Boschetarii și cadavrele de animale care zac printre ruine au adus cetățenii la capătul răbdării. Aceștia sunt nemulțumiți și cer intervenția serviciilor publice de salubrizare. Geam deschis la baie, nu avem cum, că e dezastru. Avem copii mici, avem nepoți, dar e toți boschetari aici, câinii nu se poate și vara miroase, deci mai este un bătrân afară, nu poate stea pe bancă. E jalnic ce este acolo, toți trag acolo și toată. Da, este o mizerie de nu se poate, deci nu știm cui să mai intervenim, că am mai intervenit așa, dar nu avem nicio șansă. S-a făcut de toate. Ne-am așteptat la ceva mai bun, primarul totuși. Ne-am așteptat puțin mai bun la domnul Marius Stan. Păcat că a venit aici, păcat că... În urma vandalizării clădirii, peisajul a devenit dezastruos. Pereții sunt plini de mesaje licențioase, geamurile au fost furate, iar câinii și gunoaiele și-au găsit adăpost în interior. Locatarii din zona au depus zeci de plângeri la primărie, însă situația a rămas la fel de gravă. Ați sesizat ecosalul să vină să-i... Da, i-am dat și eu telefon, a zis că n-are unde să-i bage. Ecosalul trece nu. Cu căruțele pe lângă gunoi. Taxă de câine, nu? Plătim, de acum să nu plătim. Ecosalul trece cu căruciorul și mormanul de gunoi și nu le ia. Și pe aici, să plimbă degeaba. Este un pericol pentru că se acuiază aici tot felul de aurolaci și când vin seara acasă nu vin niciodată fără mașină, deoarece mi-este frică că pot fi atacată. Ce să vă spun? Deci... aici, din autorități? Nu știu să vă spun, dar nu cred că dacă ar fi fost, bănuiesc că i-ar fi șocat cum arată acest fost edificiu. O clădire care nu este extrem de veche și care cred că ar putea fi reabilitată și folosită la ceva. Pensionarii au cerut autorităților încredințarea edificiului către una din organizațiile lor. Aceste organizații au avut intenția să reabiliteze clădirea și să o transforme într-un centru pentru bătrâni, dar cererea nu le-a fost încă aprobată. Primarul și managerul public au evaluat situația deplorabilă a construcției doar de două ori, în campanie electorală și la începutul mandatului. În 2009, clădirea a fost preluată de Consiliul Local de la Ministerul Sănătății, însă nici astăzi nu este reabilitată.